Salutare, nouul an! Eu sunt Vlad Dilovan. Mai mult ca sigur majoritatea dintre voi știți ce este Formula 1, sportul acela în care niște oameni, așa zis piloți, se întrec cu mașinile lor banale, pe un circuit. Practic se învârt în același loc mai multe ture la rând, până la ultima tură când cel de pe primul loc câștigă, iar despre restul nu vorbește nimeni nimic. Deci nu este nimic special, glumesc, bineînțeles. Este vorba despre competiția celor mai rapide mașini, în mâinile celor mai ageri piloți, pe cele mai spectaculoase circuite din toată lumea. Acest sport a început să se dezvolte încă de la începutul secolului 20, iar în anii 50 a început să fie organizat un campionat mondial de Formula 1. Între anii 1900 și 1950, Formula 1 a fost încă în stadiul său incipient. Cursele erau organizate pe drumuri publice și erau cunoscute sub numele de curse de mașini de viteză și erau organizate de către cluburi de mașini sau de către diferite companii care voiau să promoveze produsele lor. Prima cursă de Formula 1 a avut loc în 1950, la celebrul Silverstone, în Marea Britanie, și a fost câștigată de italianul Giuseppe Farina, de la Alfa Romeo. De atunci, campionatul a crescut considerabil, iar acum are loc în toată lumea, Grand Prix-uri având loc în Europa, America de Nord, Asia și Australia. În timp, Formula 1 a devenit una dintre cele mai prestigioase competiții, cu piloți și echipe de top care concurează pentru a câștiga campionatul mondial. Una dintre cele mai cunoscute echipe din Formula 1 este Scuderia Ferrari, care a câștigat aproape 20 de campionate mondiale. Alte echipe cunoscute sunt Mercedes, Red Bull Racing și McLaren. Să nu mă înjurați aici că nu le menționez pe toate. De-a lungul istoriei, în Formula 1 au existat mai multe motoare instalate pe mașini. În 1954, pe mașină era instalat un motor de 4,5 litri V16, iar în 2000 a existat o schimbare și a fost standardizat motorul de 3 litri V10. După aceea au apărut motoarele V8, iar după aceea, bineînțeles că au apărut motoarele V6 și cele hibride. Iar din 2026 vor exista niște modificări și mai interesante. O altă informație la fel de interesantă este faptul că jumătate din circuitele existente în calendar în 2023 nu au existat înainte de 1999. Printre circuitele cu cea mai mare istorie se numără Monza, Monaco, Silverstone, Hungaroring și Spa-Francorchamps. Piloții care concurează în Formula 1 sunt printre cei mai bine plătiți sportivi. Dintre aceștia se remarcă printre cei mai cunoscuți sportivi din lume, precum Ayrton Senna, Michael Schumacher și Lewis Hamilton, care a câștigat de 7 ori campionatul mondial. Cred că fiecare dintre acești piloți extraordinari merită o scurtă descriere. Să începem cu Michael Schumacher. Acesta s-a născut în Germania în 1969. El a început să concureze în Formula 1 în 1991 și a devenit rapid unul dintre cei mai buni piloți din lume. În timpul carierei sale, Schumacher a câștigat 7 campionate mondiale, recordul mondial pentru un pilot în Formula 1, record care, bineînțeles, acum este deținut și de Lewis Hamilton. El a câștigat primul său campionat mondial în 1994, iar ultimul în 2004. Echipele pentru care a pilotat sunt Benetton, Ferrari și Mercedes. Pe lângă campionatele mondiale, el a câștigat și 71 de Grand Prix-uri. A fost de asemenea numit pilotul secolului în 2000 de către Federația Internațională de Automobilism. Schumacher a avut o carieră plină de succes în Formula 1 și a devenit unul dintre cei mai faimoși piloți din istoria acestui sport. După ce a încetat să mai concureze în 2012, el s-a concentrat pe alte proiecte, precum sprijinirea tinerelor talente din motorsport și dezvoltarea unei linii de produse de lux pentru copii. În decembrie 2013, Schumacher a suferit un accident de schi în Elveția și a suferit o leziune gravă la cap, care l-a lăsat într-o stare de comă. În timp, au avut loc mai multe schimbări în regulamentul Formulei 1, care au avut ca scop îmbunătățirea siguranței piloților și a spectacolului oferit spectatorilor. Unul dintre cele mai mari evenimente din istoria Formulei 1 a fost moartea lui Ayrton Senna în 1994, care a dus la o serie de schimbări în modul în care sunt construite mașinile și în modul în care sunt organizate cursele. Ayrton Senna da Silva a fost un pilot de Formula 1 care s-a născut în Brazilia în 1960. El a început să concureze în Formula 1 în 1984 și a devenit rapid unul dintre cei mai buni piloți din lume. Senna a câștigat 3 campionate mondiale în timpul carierei sale, în 1988, 1990 și 1991, și a câștigat 41 de curse din Formula 1. Era cunoscut pentru abilitățile sale excepționale de conducere și pentru determinarea sa de a câștiga. El a fost de asemenea unul dintre piloții care a avut cel mai mare impact asupra sportului, atât prin rezultatele sale, cât și prin personalitatea sa puternică. Senna a devenit un adevărat erou național în Brazilia și a fost îndrăgit de fani din întreaga lume. Din păcate, cariera acestuia s-a încheiat prematur în 1994, când a suferit un accident grav în timpul cursei de la San Marino. El a
murit din cauza leziunilor suferite în accident, iar moartea sa a șocat lumea sportului. Senna încă este considerat unul dintre cei mai buni piloți din istoria Formulei 1 și este onorat în Brazilia și în întreaga lume. Acum, Lewis Hamilton. După cum am menționat și mai sus, Lewis a câștigat 7 campionate mondiale în timpul carierei sale. El a început să concureze în Formula 1 în 2007 și a devenit rapid unul dintre cei mai buni piloți din lume. Până în 2021, Hamilton a câștigat 95 de curse din Formula 1, depășindu-i recordul lui Schumacher și a ocupat podiumul de 191 de ori. El a câștigat primul său campionat mondial în 2008 și a câștigat fiecare sezon din 2014 până în 2020. Un alt pilot care trebuie menționat pentru performanțele sale excepționale în Formula 1 este Juan Manuel Fangio. El a câștigat 5 titluri de campion mondial între anii 1951 și 1957, care a rămas un record până Michael Schumacher a egalat și apoi depășit acest record în anii 2000. Fangio a fost unul dintre cei mai respectați și talentați piloți din istoria Formulei 1 și a lăsat o moștenire durabilă în sport. Bineînțeles, mai există și alți piloți foarte importanți, precum Max Verstappen, care a câștigat campionatul mondial în 2021 și 2022, iar în prezent este considerat ca fiind cel mai bun pilot din lume. Să ne întoarcem la oile noastre. În ultimii ani, Formula 1 a început să se concentreze și pe aspecte ecologice, cu echipele care încearcă să reducă emisiile de carbon și să se concentreze pe utilizarea surselor de energie regenerabile. De exemplu, în 2021 a fost introdusă o regulă care limitează cantitatea de combustibil care poate fi utilizată în timpul unei curse și se încearcă dezvoltarea de noi tehnologii care să permită utilizarea de combustibil mai curați. De asemenea, s-a făcut un efort pentru a reduce cantitatea de materiale de aruncat după curse și pentru a utiliza materiale reciclate în construcția mașinilor. Au fost introduse și bare de protecție mai bune. Au fost dezvoltate sisteme de protecție pentru cap și a fost introdusă utilizarea dronelor pentru a monitoriza pistele în căutarea eventualelor probleme. Asta tot pentru protecția piloților. Pe lângă aceste schimbări, Formula 1 a început să se concentreze și pe aspectele financiare, încercând să găsească modalități de a face sportul mai accesibil și mai atractiv pentru fani și investitori. De exemplu, s-au introdus noi reguli pentru a împiedica echipele să cheltuiască sume exorbitante de bani și s-a încercat să se creeze un echilibru între echipe prin distribuirea mai echitabilă a veniturilor. Scopul Formulei 1 este de a atrage cât mai mulți fani, pentru a face sportul să fie cât mai atractiv. Așadar, au fost introduse și camere de luat vederi în interiorul mașinilor și au fost dezvoltate aplicații pentru telefoanele mobile care oferă fanilor o experiență mai interactivă în timpul cursei. Pregătirea pentru a deveni pilot de Formula 1 a rămas relativ aceeași. Majoritatea piloților încep pregătirea de la vârste fragede, participând la curse de karting, iar apoi odată cu înaintarea în vârstă, fac trecerea la mașini, unde există mai multe categorii. Nu poți ajunge din prima în Formula 1. Mai întâi trebuie să treci prin ligile inferioare, precum Formula 3 și Formula 2. Într-adevăr, cei care ajung în Formula 1 și 2 câștigă foarte mulți bani, dar până acolo există niște sacrificii care trebuie făcute, pentru că este un sport destul de scump și nu există foarte mulți sponsori la karting sau în Formula 3. În concluzie, Formula 1 a evoluat foarte mult de-a lungul anilor, de la o competiție simplă de viteză la unul dintre cele mai prestigioase și complicate sporturi din lume, cu echipe și piloți de top care concurează pentru a câștiga campionatul mondial. În același timp, s-au făcut eforturi pentru a face sportul mai sigur pentru piloți, mai atractiv pentru fani și mai responsabil din punct de vedere ecologic. Tu cu cine ții sezonul acesta? Eu sunt Vlad Dilovan, iar până data viitoare, numai bine!